Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Iată că ne revedem astăzi, 1 decembrie 2020, ziua națională a României, zi de importanță deosebită pentru toți românii. La 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit unirea Regatului României, format din Moldova și Țara Rămânească, cu Transilvania. Lucru înfăptuit la Alba Iulia, așa cum spuneam, la 1 decembrie 1918. Ziua României ne prinde în plină campanie electorală și cu această ocazie am alături de mine pe domnul Adrian Albescu, candidat al Pro-România pentru funcția de senator în Parlamentul României. Bună seara, domnule Albescu! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Iată că astăzi, 1 decembrie, ne revedem în cadrul emisiunii Capital Special cu dumneavoastră. Hai totuși, fiind ziua românilor, ziua României, ziua tuturor românilor, să amintim câteva lucruri despre 1 decembrie. După, așa cum știm, facem un pic de scurtă istorie. După primul război mondial, la Regatul României, format, așa cum spuneam, din Moldova și Țara Românească, s-a lipit prin votul sfatului țării din Moldova, s-a lipit și Moldova la Regatul României. Ulterior, Transilvania, un teritoriu locuit de milenii, de secole, mai bine spus, de secole de români, și aflat când sub autoritatea Ungariei, când sub autoritatea Austro-Ungariei, când a fost autonom, că Transilvania a fost și principat autonom la un moment dat, da? Când a fost sub Mihai Viteazu, s-a înfăptuit prima unire, da, dintre cele trei provincii, Moldova, Țara Rămânească și Transilvania, lucru înfăptuit tot la Alba Iulia. De această dată, din nou la Alba Iulia, românii din Transilvania, prin delegații la acea mare adunare, au hotărât unirea cu țara mamă, cu Regatul României la acea vreme, condus de Ferdinand I, întemeietorul, că așa și a rămas în istorie, Ferdinand I. Întregitorul, cel care a realizat unirea. La acea dată România avea un teritoriu foarte întins, se întindea de la Nistru, nu? De la Nistru, nu până la Tisa, dar armatele române au ajuns în 1919 până la Budapesta, mă rog, într-o acțiune de cucerire a Ungariei comuniste, Ungariei bolșevice la momentul acela. Respectiv, da. La momentul acela, comuniștii din Ungaria puseseră să rămână pe putere și armata românească a ajuns la Budapesta și a reinstaurat vechiul regim ungar. Mă rog, astea sunt niște fapte istorice pe care am dorit să le marcăm cumva, nu? Astăzi, 1 decembrie, prin a le aduce aminte telespectatorilor noștri, inclusiv faptul că la acea dată România se întindea mai la nord, stăpânea și Bucovina, care astăzi este parte din Ucraina. La acea dată stăpânea România și
Cadrilaterul, cele trei județe la sud de Dunăre. Mă rog, deci astea au fost faptele de vitejie ale eroilor neamului, care în ziua de astăzi mi se pare că e ceva utopic, pentru că chiar nu mai văd cine ar putea să mai, uitându-mă la clasa politică și la uitându-mă la ceea ce se întâmplă în fiecare zi cu România, cu viețile noastre, cu traiul de zi cu zi, cu, mă rog, cu tot ce ne înconjoară, stau și mă întreb dacă vreodată vom mai putea asista, bine, în viața asta cu sigur, cu siguranță, nu, dar, mă rog, urmașii noștri, dacă vor mai putea asista la asemenea fapte de vitejie, mă îndoiesc, am mari îndoieli. Bun, dumneavoastră candidații, așa cum spuneam, pentru un post de, pentru un fotoliu de senator, nu, la aceste alegeri, cu ce gânduri candidați? Adică ce sperați să se întâmple? Păi, pentru noi ca partid și pentru mine, bineînțeles, să zic, prioritatea este cetățeanul și bunăstarea cetățeanului. Și pentru asta, dacă începem să sau ținem cont de situația în care ne aflăm, că suntem în plină situație de criză, de pandemie, să zic, este nevoie, zic eu, și de asigurarea unui venit minim de criză pentru toți cetățenii, pentru că această situație a generat și pentru mulți reducerea veniturilor sau chiar pierderea lor, și de aceea noi venim cu o propunere de asigurarea unui venit minim de criză care să asigure resursele minime. Da, bun, acum revenind la partea economică a discuției, se pare că guvernul Orban până în acest moment nu a făcut public nici măcar schița bugetului pentru o discuție publică, sigur, nici măcar schița bugetului României pe anul 2021, lucru care mă face să cred că urmează o serie de o perioadă de austeritate, o serie de tăieri de pensii, de salarii, de știu eu, da, de reduceri de personal, de concedieri, de nu? Din păcate și eu cred că până la urmă se va întâmpla asta, pentru că situația s-a prelungit mai mult decât ne-am gândit noi, această situație de pandemie în care ne aflăm, și e posibil în continuare să nici să nu se termine foarte repede. Deși eu am mari speranțe că odată cu vaccinarea populației lumii, păi, populației mondiale, da, cu noile vaccinuri. În sensul ăsta și noi încercăm și insistăm să accelerăm acest proces, să zicem, de vaccinare. Pentru că este nevoie de el în perioada pe care o parcurgem. Și tot în sensul ăsta ne-am gândit și la acest venit minim de criză, pentru că cetățeanul, clar, mulți dintre cetățeni au un venit mic și poate care chiar a scăzut, și de aceea noi propunem o sumă suplimentară de asigurare, să zicem așa, unui venit minim al cetățeanului cu care se poate descurca pentru necesitățile proprii, și anume un 2000 de lei de lună pe lună pentru persoanele singure și, în cazul familiilor, 1500 de lei de membru. Bun, deci trebuie specificat că aceste sume
nu se vor acorda, ci vor întregi, veniturile bineînțeles. Care deja le au, dacă da. Persoana are un salariu mai mare de 2000 de lei, nu va primi niciun absolut, ban. Absolut. Pentru cei care casează, au venituri sub 2000 de lei, sume, doar diferența de la venitul exact, copilare 1500 sau 1200, presupunem care 1300 de lei, salariu minim, până la 2000, diferența se va acorda, o parte, din câte am înțeles, o parte se va acorda cu numerare, o parte se va acorda cu bonuri valorice, da. Care bonuri valorice vor putea fi folosite doar în scopul achiziționării de medicamente și, da. Și alimente. Da. Bun, citez acum din programul dumneavoastră electoral. În această perioadă de criză, Pro-România este alături de toți românii. Cu Victor Ponta premier și Pro-România la guvernare, vom readuce performanțele economice ale guvernului Ponta, când milioane de români spun că au dus-o mai bine. Împreună aducem stabilitate economică în ciuda crizei. Da, ca partid vă aflați într-o situație destul de ingrată, pentru că nu vă regăsiți nici, deși sunteți de stânga totuși, da. Nu aveți o relație foarte prietenească cu Partidul Social Democrat, deși multe lucruri nu vă separă, dar alea puține se pare că sunt foarte puternice. Acelea fac diferența. Acelea fac diferența că... și bun, mă rog, aveți și o serie de foști membri care au trecut de la PSD la Pro-România și invers de la Pro-România la PSD, de exemplu, domnului Tudose, da. Care... Din păcate se pare că da, PSD-ul face tot felul de înțelegeri, inclusiv cu PNL-ul, chiar dacă sunt în totală opoziție. Ceea ce pe noi ne face, sau lucru cu care noi nu suntem chiar de acord. Ce să spun? Noi încercăm să fim alături de cetățeni, în sensul bun al cuvântului, să creăm o dezvoltare economică durabilă, pentru că asta automat se răsfrânge și asupra cetățeanului prin niște venituri, pentru că cu toții știm că omului flămând nu e suficient să-i dai un pește, e nevoie să-l înveți să pescuiască. Și atunci noi trebuie să îi dai o undiță, că trebuie să învețe să exact. Și în sensul ăsta noi trebuie să urmărim să creăm premisele pentru o dezvoltare economică durabilă. Și de exemplu, în județul Hunedoara este mare nevoie de adică cum se spune, dezvoltarea economică presupune mobilitate și pentru omul de rând, asta însemnând posibilitatea de a se deplasa la și de la locul de muncă și pentru asta noi susținem un transport public județean și pentru firme, pentru dezvoltatori este nevoie de niște străzi, autostrăzi sau mai exact este vorba despre un drum rapid între sud și nord, pentru că partea est-vest a fost rezolvată, ori această aproximativ nu, a fost cu autostrada. Moldova este... Vorbim de județul Hunedoara strict. A, bun, vorbim de județul, ok. Pe când partea de sud-nord... Există DN66 care păi este există, foarte există, dar cu toții știm cât de rău era înainte, când nu era reabilitat. Groaznic. Dar se poate mai mult, se poate face o șosea rapidă în sensul ăsta și știu și din experiența pe care am avut-o în administrația locală că toate firmele se fereau de zona asta de Valea Jiului tocmai din acest motiv, pentru infrastructura rutieră. La momentul respectiv.
Și asta ar fi o problemă care ar trebui rezolvată și care zic eu că poate ar aduce mai multe locuri de muncă pentru Valea Jiului. Eu zic că ar trebui rezolvată mai cu precădere mai repede partea de nord a județului, unde de la Deva la Brad e înfiorător. Deci nici nu poți treci pe acolo. Deci este imposibil să ajungi. Acum eu am atins subiectul și zona de sud, Valea Jiului de sud, pentru că este o zonă pe care o reprezint și unde trăiesc și unde locuiesc. Da, bun, acum că tot ați venit cu această idee de a se crea o autostradă, o magistrală rapidă, o șosea rapidă în această zonă de sud a județului Hunedoara, trebuie să amintim și faptul că linia verde este un proiect de ani de zile, de mulți ani, depășit ca termen, care trebuia să aibă ca scop crearea unei linii rapide cu autobuze electrice de la, da, de la Valea de Braz la Lonea. De la est la vest, de la Lonea până la Valea de Braz. Și eu care, știu că proiectul e demarat, cred că chiar prin 2001 și care avea termen de finalitate acum și 2 ani sau, și care nici în ziua de astăzi nu s-a finalizat, da, și nu că nu s-a finalizat, nici că nu s-a început, pentru s-a că început. Pentru că în acest proiect trebuia reabilitată calea de acces, calea de derulare, șoseaua, care șosea era la fel. Bine, sigur, pe bucăți s-a mai executat, de exemplu, cum e șoseaua din dreptul orașului Alinoasa, care s-a reabilitat, da, dar nu cred că s-a reabilitat în cadrul acestui proiect. Cred că s-a reabilitat cu alții bani, cu alte sume. Nu, a fost un proiect de la drumurile naționale, de la CNA. Probabil drumul național, da. Da. Da, să spun că referitor la căile de acces și la șosele, la tot felul de drumuri ale județului, lucrurile se mișcă extrem de greu. Se mișcă greu și vă spun, poate și, zic eu, și unul dintre motive. Și vis-a-vis de această linie verde, inițial au fost în discuție o linie de troleu, care presupunea mult prea multe cheltuieli colaterale, avea nevoie de posturi de transformare din câțiva în câțiva kilometri, de treceri pe sub liniile de înaltă vis-a-vis de calea ferată, lucru care nu se putea realiza și s-au făcut tot felul de modificări la proiect și, mă rog, în final s-au ajuns la niște autobuze cu autonomie, autobuze electrice. Care nu a văzut, da, nimeni cum arată. Nici nu știm cum ar trebui să arate. Se pare că în perioada imediat următoare, având în vedere că ni se pregătește ceva, nu cred că va... Pentru că știu că Consiliul Județean este parte principală, da, în acest proiect, da, Linia Verde. Da? Și dacă la Consiliul Județean nu vor fi fonduri, urmează un an de criză, știu eu, sau 2 ani de criză. Că numai din criză în criză, nu știu, noi am prins o generație, da, numai din criză în criză. Criza lui Ceaușescu, criza după aia, criză că s-a schimbat sistemul comunist cu cel capitalist sau, știu, democrat, cum spun ei, da, în care tot ce a fost vechi n-a mai fost bun, am făcut reformă și la fiecare guvern se face câte o nouă reformă și iar reformă și iar reformă, din reformă în reformă, până la urmă în detrimentul nostru ca cetățeni, pentru că îi doare gura pe guvernanță să zică gata, facem reformă, dăm afară, tăiem, o luăm de la început. Păi stai, de câte ori poți să iei de la început? Că și dacă te-ai însurat de 200 de ori, tot înseamnă că undeva e o problemă. E o problemă. E o problemă. Da, să zic, și noi avem o mare problemă cu reformele astea, nu ajungem. Eu aș fi fost de acord să fi făcut un plan național în care să nu mai umble nimeni. Adică, domnule, la un moment dat, acum, nu știu, 10 ani, 20 de ani sau 30 de ani, în anii 90, anii 2000, 2010, mă rog, din 10 ani, să zic așa, să-ți facă un plan pe 10 ani, în care, normal, indiferent cine vine la guvernare, să nu mai umble la el.
măcar să știm că se întâmplă ceva. În mod normal, acea centralizare comunistă era un lucru bun dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că puteai să le echilibrezi oarecum economia în așa fel încât să, nu știu, să nu existe diferențe foarte mari. Da, acum, zău așa, și cu legile, dacă stăm să ne uităm, trebuie făcut o reformă și a legislației, pentru că din 90 și încoace, deci de 30 de ani, Parlamentul României, în diferite etape și în diferite componențe, da, a creat o mulțime de legi pe diferite domenii, nu? În care noi ca populație nici nu știm, ca popor, ca să nu spun populație, să nu fiu rău, să zic popor. Noi ca popor nici nu știm exact care sunt legile astea, pentru că sunt foarte multe, fiecare vine cu ideile lui și în 30 de ani s-au strâns o grămadă de legi care unele mai sunt de actualitate, altele nu mai sunt de actualitate, altele poate că la momentul respectiv a fost gândit greșit, care exact. Nu mai era și care nu mai se regăsesc în actualitate și atunci eu zic că trebuie început în Parlamentul României, că acolo doriți să ajungeți, nu? Trebuie început cu o reformă a legislației. Cu siguranță că trebuie. Sunt multe legi chiar și de problema comunismului care sunt în vigoare. E posibil ca să fie în regulă sau cu modificările. Sunt legi din 1927, de exemplu, am avut eu o problemă și s-a făcut referire la o lege din 1927. Deci, practic, sunt legi de, vă dați seama? Da, păi o lege poate fi de actualitate în anumite domenii, nu în toate. Din păcate, legile la noi, zic eu că foarte multe din ele sunt făcute pe genunchi și abia după ce începem să le aplicăm ne dăm seama că ceva nu e bine sau multe lucruri nu sunt bune acolo. Și începem să aducem modificări la modificări și așa mai departe că nu mai știe nimeni de fapt. Acum dacă am fi o țară sănătoasă la cap... Uite, hai să ne uităm la americani. Americanii au Constituția de 300 de ani de... Din 1800. De 1800, mă rog, în... 700. Îmi scap acum 1800, deci de 150-200 de ani, da? Sunt făcute niște legi foarte clare la care sunt aduse niște amendamente. Absolut. Care amendamentele alea, mă rog, se... Pot să modifice într-o oarecare măsură funcție de vremurile pe care le trăim. Exact. Și să ne uităm și la englez. Ne uităm și la... Și la englez la fel. Ei, acolo în sistem anglo-saxon, la ei, după câte am înțeles, se ghidează după hotărâri judecătorești. Deci dacă o instanță dă o hotărâre, aia are efect de lege la un moment dat în care lumea se raportează la acea hotărâre judecătorească, că așa trebuie făcut. Ceva în genul ăsta au și americanii, iau ca exemple în procesele lor de justiție. Da. Ceea ce, mă rog, e o chestie altfel, nu știu. Pe când la noi poți să ai în aceeași speță două hotărâri total diferite, care n-au nicio... Da, la noi nu există principiul dreptului judecat, în sensul că odată stabilită o soluție de către o instanță, altă instanță poate să dea o soluție contrară, adică nu e bine așa. Bun. Da, sunt multe lucruri de făcut. Bun, deci sunt multe lucruri de făcut în Parlament, începând cu această legislație, după asta cu faptul că, uite, acum părerea mea este că nu o să ia niciun partid, nu o să aibă 50+1 din voturi și se va face un guvern la bunul plac al președintelui Iohannis, poate să numească pe cine vrea el, că nu îl obligă nimeni să numească pe ăla de pe primul loc sau pe ăla de pe locul 5. Numește pe cineva, desemnează pe cineva, probabil, sau cu siguranță, de la Partidul Național Liberal, care va iniția niște consultări cu partidele politice și vor face un guvern de dreaptă, se pare, așa că dumneavoastră
indiferent că intrați la guvernare, intrați în Parlament, îmi cer scuze, intrați în Parlament sau nu, la guvernare se pare că nu o să ajungeți prea curând. Acum, eu zic că contează mult și rezultatul alegerilor de la... Păi contează, dar nu în contextul în care 100%, 100% nu va lua nimeni 100% mai mult de jumătate. Eu n-am fost până la urmă, cum să spun eu, de acord cu asta, dar se pare că nici nu e bine să aibă cineva chiar majoritate confortabilă, pentru că și atunci se întâmplă același lucru, adică poate să facă ce dorești. Confortabilă alianța PSD-ALDE, nu? PSD-ALDE a avut, nu știu, 60% sau ceva de genul, 60% da? din voturi. Da, și s-a ales praful și de chestia asta, chiar dacă au avut... S-a ales până la urmă. Chiar dacă au avut, n-au știut ce să facă cu această majoritate, au stat într-un război, au creat un război surd cu președintele Iohannis, care, până la urmă, mai mult decât să-l... Nici măcar, da. Nu știu, l-au suspendat, cred că nu a suspendat pe președintele Iohannis până acum, nu. N-a fost suspendat. Nici măcar să-l suspende nu a fost în stare. Da. Au avut trei guverne. Nu, păi, Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Problema a fost în interior, la ei, din păcate. Problema a fost în interior la ei. Dar să spun că nici și dacă ar avea în România, nici majoritate nu sunt în stare să facă treabă, după cum s-a văzut la PSD. Da, din păcate așa este. Acum, după alegeri, vom vedea care vor fi jocurile și care... Păi jocurile sunt clare, ce să mai vedem? Jocurile sunt că președintele Iohannis, indiferent de rezultatul alegerilor, va desemna un, cel mai probabil pe domnul Orban, va redesemna ca și prim-ministru desemnat să formeze un nou guvern, care, așa cum se vehiculează în ultima perioadă, guvernul va fi clar PNL, USR și PMP. Da. Care o să aibă ăsta, da, așa. Care o să aibă frumos peste 50%. Acum, cum se vor înțelege între ei, pentru că mă îndoiesc că se vor înțelege. Sunt trei entități totuși și fiecare sunt trei entități destul de contradictorii. Diferite, și, da. Destul de diferite și de contradictorii, în sensul că fiecare își ține partea lui. Și o să fie foarte greu pentru ei să se înțeleagă. Asta în detrimentul nostru, eu mă uit și din punct de vedere mediatic al analistului politic, dar mă uit și ca și cetățean care cu groază imaginez o țară devenită peste noapte din, mă rog, nu spun că acum e curgerată și miere, dar cât de cât, mă rog, o țară guvernată, bine, prost, dar e guvernată. Într-o coaliție din cele trei formațiuni amintite, o să devină o țară greu de guvernat. Da, din păcate nici nu știu ce pot să spun în sensul ăsta, pentru că și mie mi se pare la fel. Sunt trei partide total diferite. Da, știu că Pro-România se află... Care de fapt s-au unit împotriva PSD-ului, că asta e singurul cel la momentul ăsta, zic eu. Știu că Pro-România nu este foarte dorită să intre în Parlament, este în unele sondaje o dă Pro-România undeva la 8%, 9%, alte sondaje 7%, alte sondaje că la pragul de 5%, deci e o chestie foarte aleatorie în funcție de cine face sondajul. Da, asta depinde și asta depinde și... sau contează. Ideea este că noi suntem un partid nou, relativ nou înființat. Acum nici nu te poți aștepta peste noapte să răstorni toate calculele. Dar așa cum și la alegerile locale, nu peste tot e adevărat, dar în unele zone au fost surprize, noi sperăm să facem ceva și la nivelul alegerilor parlamentare. Da, deci citesc din nou din programul electoral al Partidului Pro-România. Propunem un plan anticriză și măsuri concrete care să permită afaceri mici și mijlocii
să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă. Prin reducerea TVA-ului la 5% pentru produsele agricole și agroalimentare și pentru industria Horeca, multă lume se întreabă ce înseamnă Horeca. Horeca înseamnă hoteluri, restaurante, cafenele. Da. Prin anularea unor obligații fiscale, prin amânarea ratelor și acordarea de granturi, prin suportarea a 50% din costurile cu chiriile și prin modificarea programului IMM Invest. Invest. Da. Bun, Pro-România, așa cum ziceam, nu prea e dorit în Parlament, pentru că în ecuația asta complicată, Pro-România e privită ca și un adversar al dreptei, fiind chiar un partid de stânga, da? Este față de PSD care joacă cu mănuși, ei sunt mai domnoși așa un pic. Pro-România spune lucrurile pe nume și e socotit un pic ca un partid mai greu, cu mai greu de convins, mai greu de lămurit. Și sigur că partenerul natural al Pro-României este PSD, care până la urmă, de voie de nevoie, o să trebuiască să facă o alianță. Teoretic, da, și asta e și părerea mea, că este nevoie de cineva care să și spună lucrurilor mai pe nume, cum se spune. Nu cred că e chiar momentul să ne purtăm cu mânuși și să ascundem lucruri care păi sunt clare. Ce se întâmplă? Până la urmă e vorba și de un blat politic la mijloc, că nu e greu să ne imaginăm că și alegerea primarilor în două tururi nu s-a făcut datorită faptului că nici PNL, nici PSD n-au dorit să se aleagă în două tururi, pentru că e clar că în două tururi se deschidea calea foarte evident primarilor care ar fi putut să câștige, primarilor din alte partide, absolut, care ar fi putut să câștige mandate acolo unde PNL și PSD sunt de ani de zile. Da, după părerea mea, asta ar fi varianta cea mai democratică, zic eu, pentru că la momentul de față știm cu toții că prezența la vot e 50 sau sub 50%, din care poți să câștigi fotoliul de primar cu 30%. De exemplu, la noi cât s-au prezentat la vot? Sub 50%, 40% pe undeva pe acolo. 40%, da. Și din care primarul a luat... A luat mult primarul. Bine, primarul a luat mult, că era de la pensii și salarii, era cu pensiile și cu salariile. Da. Dar oricum și 70% sau 80% din 40% reprezintă 30%, dar 20 ceva. Nu, asta nu înseamnă că reprezentăm, dar... putem lua un exemplu, acolo n-au fost, la Ninoasa n-au fost nici mulți candidați la funcția de primar, dar au fost localități unde au fost 8-10 poate. Și dacă toți realizează, eu știu, un 5-10%, te trezești primar cu cât? Cu 15%. Cu 5% din totalul alegătorilor. Și asta însemnând exact o foarte mică parte din totalul cetățenilor. Și asta e o chestie bună. Acum... Chiar dacă s-ar organiza în două tururi, prezența la vot poate să fie scăzută și într-un tur și în altul. Dar nu e vorba de asta, e vorba că așa cum la președinție, nu? Te referi, e o scară, e o grilă pe care ar trebui respectată la toate nivelurile. La toate nivelurile, adică, bineînțeles. Dacă la președinte trebuie în două tururi, de ce nu și primarul? Sau, nu? Pentru că oarecum și primarul ales tot la fel ca și președintele, uninominal. Uninominal, sigur. Da. Așa ar trebui. Principiul ăsta ar trebui să fie respectat și în cadrul... Bun, deci aici ne-am lămurit. Aici a fost un blat politic clar cu PNL și cu PSD. La fel USR, Consiliul Legislativ l-a numit nu de mult pe ziceți altă întrebare. Da. Florin Iordache. Iordache. L-a numit pe Florin Iordache, președinte Consiliul Legislativ, care PSD-ul nu avea clar matematic voturile ca să ia 50 pe asta. Și până la urmă că stai așa că domne, că știi că politica, că bine domne, dar odată spui că hai că ce
urât sunt ăștia și ce nemernici și ce corupți și ce... Da? După, și care după care ajuți și faci blat, cine știe, la trocă. Aici politica e un troc. Eu îți dau ceva, eu îți dau mere, tu îmi dai pere. Eu îți dau euro, tu îmi dai dolari. Da, din păcate asistăm la multe chestiuni de genul ăsta. Eu mi-aș dori să se poată stopa astfel de chestii, dar din păcate... Acum, trebuie să vă spun, nici nu știu cum e în alte parlamente, de exemplu, în Parlamentul Franței sau în Parlamentul, știu, în Congresul American, că sunt înțelegeri, tot felul de înțelegeri, care politica asta nu e foarte curată. Probabil, în dar... lume. Posibil să nu, sau cred eu că nu sunt așa vizibile, așa transparente. Pe față și. Pe de o parte, da. Și pe de altă parte, dacă urmărim, nu știu în câte țări se întâmplă ce se întâmplă la noi, să treci așa ușor dintr-o parte în cealaltă, dintr-un partid în altul. Nu știu dacă la englez sau la americani un republican devine democrat așa peste noapte. Eu zic că nu se întâmplă în marile democrații pe care le văd eu. Acum poate nu știu eu, nu știm noi totul, dar nu știu dacă acolo se întâmplă răsturnări din astea așa de situație. A plecat guvernatorul, nu știu care, sau știu. Din bun, știu că aveți două inițiative legislative sau, mă rog, două lucruri cu care vă gândiți să le propuneți în Parlament, legea producătorului local. Da. Legea producătorului local, la ce anume vă referiți? Trebuie să ne gândim, de exemplu, și la, până la urmă, la producătorii locali. Ei de unii singuri nu se pot descurca și aici părerea noastră este că ar trebui inclusiv făcute niște centre zonale de colectare a produselor, de eventual și de... Producătoria agricol. Păi și la agricultură vă referiți sau la da. Ce? Bun, aici da, vorbim de cei agricoli, dar în general. Pentru că nu poți să te duci, mă duc eu nea Gheorghe să negociez cu un lanț de magazine, că aici tot timpul au fost discuții. Și normal că ei dacă nu au o producție și o furnizare constantă de anumite produse, că agricole, că alimentare, că eu știu de ce natură, n-o să facă contracte cu mine, Mixulescu, cu Georgescu, până când noi nu reușim să ne unim cumva și să putem până la urmă concura cu importatorii care aduc din toate țările din lume, până la urmă. Produse pe care le avem și noi și care nu reușim să le, cu care nu reușim să ne impunem pe piață, poate și datorită acestui fapt. Bun, și mai aveți aici încă o propunere referitor la transportul public județean. Da. Exact cum spuneam, este nevoie de o mobilitate pentru a putea să ajutăm cetățeanul să poată ajunge unde are nevoie, la locul de muncă. Vă dau un exemplu, în Aninoasa nu există o legătură între Aninoasa și Vulcan. Cine vrea să meargă la Vulcan, și de aceea foarte puțini sunt care lucrează în Vulcan sau care merg la Vulcan, pentru că trebuie să schimbe, vorbesc de nordul Aninoasei, partea de sus, să schimbe microbuzul la Iscroni ca să meargă la Vulcan. Și în sensul ăsta, un transport public județean, la nivel județean, este un transport, zic eu, probabil și cu costuri mai mici, cu un preț mai bun pentru cetățean. Și fiind o centralizare, ai putea să organizezi altfel traseele ca să poți să asiguri fiecăruia, după necesități, un transport local adecvat. A, bun, proiectul acesta pe care l-am amintit, linia verde, poate fi extins la nivelul întregului județ, nu până la urmă. Păi exact, deci este cam în același sens, să zic, și această linie verde.
gândită. Numai că v-am spus, au fost anumite probleme legate de trecerile de cale ferată la momentul ăla, mă rog. Dar cam asta s-a urmărit sau s-a gândit și vis-a-vis de această linie verde, de transportul local. Da. Citez mai departe din programul Pro-România. Se propune ca măsură imediată Programul Național de Testare COVID-19 a tuturor românilor cu decontarea testelor de către stat. Aici, într-adevăr, e o problemă deosebită în sensul că există un preț foarte diferențiat. Exact. La unele spitale sub 100 de lei, 80 de lei, 60 de lei, 80 de lei, la privat găsești și cu 200 de lei și cu 300 de lei. Da. Acum, gândindu-ne că niciun test nu are o relevanță de 100%, toate testele sunt relative. Poți să ai COVID, bine, mersi, dar să nu-ți apară că testul nu e de calitate, sau știu. Da, acum nu știu dacă prețul reflectă calitatea testului neapărat. Da, și eu cred la fel. Dar eu zic că ar fi bine să se poată face, pentru că sunt cetățeni care nu-și permit. Și până la urmă, nu numai că nu-și permit, dar ar trebui cumva, funcție de unde lucrează sau ce se întâmplă, și obligat să-l facă, pentru că pot să fii purtător asimptomatic, cum spun ei, și să îmbolnăvești toată familia fără să-ți dai seama. Sau colegii de la locul de muncă. Că nu pot să... Adică eu port, ați văzut că port mască, nu știu dacă am sau nu am, dar nu-s de acord cu cei care nu o poartă, că iau în derâdere, pentru că eu nu știu, poate să chiar eu să fiu cel care infectează. Iar e o situație, s-a depistat faptul că, nu știu, 7% din 5% sau 7% dintre măștile comercializate în comerț nu sunt conforme, adică nu sunt aici ce trebuie să fie. Văd pe multă lume că pun așa, pur și simplu un tifon, o ceva, o mască de cârpă, mască sau de poartă textil. Sau bărbie sau sub mască, nu are niciun efect, poate să fie și cea mai și măștile astea, și măștile astea trebuie să fie distribuite gratuit până la urmă. Distribuite gratuit, să mergi cu buletinul, să nu știu unde, să-ți dea mască, să-ți dea, nu știu, 100 de măști pe lună. Nu e o problemă. Să ai un număr de măști. Sau la intrarea în fiecare instituție. Dar niște măști care într-adevăr sunt medicale și într-adevăr au capacitatea de a... Da, aici eu zic că este o problemă la nivel național, pentru că multe au intrat în țară, da, sub o formă sau alta, ca materiale sau ca și produs finit. Păi da, să spunem, au în țară neconforme, care nu sunt bune. Cine le-a adus? Păi, cine le-a adus? Cine le-a dat voie? Cu cine le-a dat autorizație? Autorizație, exact. E greu acum să ne apucăm, să facem iar anchete și asta, dar tot așa, s-ar putea rezolva foarte simplu, așa cum scrie aici în programul dumneavoastră electoral, că testarea să se facă tuturor românilor cu decontarea testelor de către stat, nu? Așa cum asta și tot statul trebuie să importe aceste măști medicale și să le distribuie și gratuit, că nu e o mare problemă. Măștile astea nu știu cât poate să coste, 50 de bani erau pe vremuri, nu știu, 50 de bani, 30 exact, de bani. Înainte de pandemie erau... Hai să fie un leu, hai să fie un leu, ar fi o problemă să dea 50 de măști sau 100 de măști populației de fiecare locuitor. Mai mult decât atâta, nu știu, în România zicem între ghilimele că sunt 20 de milioane, dar mai sunt 12 milioane, 14 milioane. Bun, iarăși alt punct al dumneavoastră este urgentarea distribuirii vaccinului către toate categoriile profesionale de risc aflate în prima linie, precum și în primul rând către persoanele în vârstă și cele cu comorbidități. Comorbidități, bineînțeles, asta am mai... Acum sunt tot felul de vaccinuri, sunt păreri pro și contra, că vaccinul nu știu cum e făcut, nu știu cu din ce, da, și nu știu ce conține, care nu e în regulă. Eu vă spun sincer, eu personal mă voi vaccina,
Nu că mi-ar fi frică de coronavirus, pentru că m-a ferit Dumnezeu până acum de așa ceva, dar pentru că sunt, întotdeauna a fost adeptul lucrului noului și deschiderii către viitor, da? Vaccinul, e clar că vaccinul a salvat omenirea pe parcursul timpului, nu de tot felul exact, de pandemii. Și poate că și la momentul respectiv a fost privit sceptic sau eu știu, dar până la urmă și eu consider la fel că e absolut ce, necesar. Că nu știu ce chip ți se injectează, nu știu ce chip și nu știu ce acum, asta. Acum dacă se vaccinează americani și cu nemții, mă vaccinez și eu. Da. Așa cum spuneam și de antenele 5G, că nu știu ce. Da, că nu știu ce amețeală, neamețeală. Sunt câțiva care într-adevăr așa gândesc, asta nu înseamnă că e și adevărat. Da, aici aveți multe lucruri interesante. Sunt, da, câteva puncte care se bazează, adică interesante. Bine, hai să nu sărim de azi cu vaccinul. Vaccinul, se pare că cele două vaccinuri foarte mediatizate, da. Vaccinul produs de Pfizer și BioNTech, Pfizer America și BioNTech Germania, și al doilea vaccin produs de firma Moderna, tot din America, din Statele Unite, sunt în stadiu de aprobare, de avizare, e o chestie de zile, de o săptămână, da. Două, în care toți se pregătesc. Deja la nivelul României s-a constituit o, nu știu cum să zic, un comandament de vaccinare sau nu știu cum, care este titulatura exactă, o entitate care se va ocupa cu distribuirea acestui vaccin, da, cu stabilirea priorităților și cu priorităților și acum nu știu, o să fie gratuit, nu o să fie gratuit, încă n-am înțeles exact. Dacă vis-a-vis de prețul lui de fabricație, am văzut ceva pe prețul, am văzut că destul de piperat, așa, nu știu, ajunge, da, și la $100 sau de euro, nu? Da, prețul lui de fabricație. Da. Acum vom vedea ce se va mai întâmpla. E clar că e o afacere și această treabă cu vaccinul, pentru că firma Moderna din Statele Unite, de fapt, ei sunt, am înțeles, mai mult un fond de investiții, nu sunt clar, ei au produs acest vaccin cu ajutorul unor oameni de știință, bineînțeles, dar au produs acest vaccin în cadrul unui laborator înființat special pentru a crea acest vaccin. Că ei de fapt sunt un fond de investiții, da, care investesc bani, nu se ocupă neapărat de medicamente, dar au produs acest vaccin ca o afacere, pentru că până la urmă e o afacere, păi dacă stai să te gândești. Până la urmă și războaiele au făcut mulți oameni bogați, nu? Fiecare mare aveți s-a făcut în timpul războiului, exact, adevărat. Exact. Și în vremurile de criză. Și în vremurile de criză. Da. Bun. Alt punct de pe programul noastră electoral este înființarea Centrului Național de Plasmă Covarescentă pentru a încuraja și motiva românii care s-au vindecat de COVID să doneze sânge. Aici, din câte înțeleg, se referă la faptul de un centru de recoltare a sângelui celor care s-au vindecat, care și, s-au vindecat și care au anticorpi, exact, care au anticorpi produși natural, în mod natural, da? Și care pot să ajute. Și pot să ajute prin perfuzii cu sânge plasmă, celor care au nevoie. Care sunt bolnavi de coronavirus și au nevoie. Da, bun. Înființarea Centrului Național de Plasmă, iară înființăm altă structură aici. Aici ce să zic? Știți cum e, dacă păi, vrei, da, dacă dar vrei să rezolvi ceva, mai înființezi un centru, uite, mai dai o comisie. Mai dai, mai pui doi directori, mai pui patru șoferi, trei secretare acolo să. Da, bun, sigur, dacă este făcută cu responsabilitate și cu economia așa mai restrâns, o treabă, să zic, ar putea fi o, nu, și înființarea acestui Centru Național de Plasmă. Bun, mă rog, mai avem aici o tabletă cu conexiune la internet pentru fiecare elev,
redeschiderea cabinetelor medicale în toate școlile pentru trierea, testarea, supravegherea elevilor, precum și testarea săptămânală tuturor profesorilor și a personalului auxiliar din școli. Acum știm că așa ceva exista odată. Existau cabinete în școli. Și în final, redarea demnității militarilor care ne apără prin revenirea la legea 223/2015. Nu știu la ce se referă legea asta, dar probabil era vorba de niște drepturi. Era vorba de niște drepturi pe care statul le acorda militarilor aflați în datele de operațiune. Domnule Albescu, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Dacă aveți un ultim cuvânt, acum că suntem în ultima săptămână de campanie și duminică vor fi alegerile? Ca ultim cuvânt, eu asigur cetățenii că, așa cum am făcut-o și până acum, o să încerc să, și o să fac tot ce pot în sensul realizării programului pe care îl prezentăm în fața lor. Îi rog să participe, să meargă la vot, pentru că până la urmă nu e ceva mai periculos decât a merge și a sta la rând la cumpărături. Și îndemn să voteze pro-România dacă consideră că programul nostru este... Mult succes, domnule Albescu, mult succes pro-România. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de la această oră. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.